mândru și ferice, domnul ministru al sănătății franceze. Omul, se știe, a făcut o gripă împreună cu un sfert din populația țării sale la începutul anului acesta. Acum e bine, sănătos. Și nu ne rămâne decât să medităm la experiența sa. Visez pentru restul anului acesta ca toți miniștrii lumii să treacă prin această experiență. Adică să încerce pe propria piele realitățile specifice ministerelor lor. Ministrii finanțelor de pe toate meridianele globului să trăiască 3-4 zile fără un franc în buzunar și să fie nevoiți să alerge pe la prieteni, să zicem ministrii apărărilor naționale, după un împrumut. Ministrii educației să fie chemați la școală, unde profesorii să le comunice că progenitorile stau prost la toate materiile. Ministrii justiției să fie implicați prin absurd în procese minore întinse pe 6-7 luni. Ministrilor muncii să li se strice mașina și să fie nevoiți să se trezească în zori, odată cu toți slujbașii lumii, pentru a ajunge punctual la slujbă. Ministrii agriculturii aceste peripeții specifice, le urez cu tot respectul să se facă din nou bine, vesel, sănătos și ferice, ca actualul ministru fost gripat. Lumea s-ar putea să-l apară și mai frumoasă, căci ce altceva aș poate dori un ministru decât ca lumea să fie frumoasă, bună, cea mai bună dintre lumi.